Bună seara, oameni buni, bună seara, dragi români, suntem iar cu voie bună la Dar Rustic împreună. Bun găsit, dragii mei, Maria Neag vă spune din nou, bine ne-am reîntâlnit cu dumneavoastră la o nouă emisiune Dar Rustic aici la Dareghin TV. Iată că intrăm din nou în casele dumneavoastră cu deja bine cunoscutele emisiuni Dar Rustic în fiecare seară de joi. Și în această zi specială, zi pentru toți creștinii ortodoxi de o mare încărcătură sufletească, le spun la mulți ani tuturor măriilor să fie sănătoase, să fie fericite și iubite de cei din jurul lor și, bineînțeles, am aici în dreapta mea, dragii mei, doi colegi, dragi sufletului meu, doi colegi de cântec cu care de fiecare dată când mă întâlnesc și am ocazia să fiu pe scenă alături de ei, îmi dau așa o stare aparte, pentru că sunt în primul rând oameni foarte pozitivi, oameni foarte veseli și, bineînțeles, și foarte, foarte talentați, că dacă nu erau talentați, nu erau în această seară la emisiunea Dar Rustic. Știți dumneavoastră că eu aduc aici în emisiune și, bineînțeles, în casele dumneavoastră doar oameni cu talent, cu multă dragoste și cu multă dăruire pentru cântecul popular românesc. Așadar, în această seară, pentru toți reghinenii, Cosmin Mocean și Elisabeta Guzu. Bine ați venit, dragii mei! Sara, bună, bine v-am găsit! Mulțumim de invitație, Maria, la mulți ani ție, mulțumesc tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria. Mulțumim de invitație încă o dată, că uite, venim cu drag de fiecare dată la Reghin și ne face plăcere să fim prin intermediul emisiunii tale în casele tuturor reghinenilor și nu numai, mă gândesc. Și reghinenii sunt bună seara tuturor spectatorilor. Servus, Mărie, bine! Zi, Cosmin, e una de acolo de la Cluj! Bine ai venit! Servus, Mărie, bine te-am regăsit! Așa, așa. Cu drag viu aici la Dareghin de fiecare dată. Ne bucurăm tare mult, așa cum am mai zis eu odată. Noi nu merem la Cluj, dragii mei, dar vine Clujul la noi, așa că în această seară, iată că au venit din nou clujenii noștri dragi aici la noi, la Reghin. Veseli, frumoși, bucuroși, voioși, plin de viață. Ne pare bine că ne-ai chemat astăzi la tine într-o zi așa însemnată și așteptăm să pui ceva pe masă. Pe masă numai după emisiune, dragii mei, că noi am venit de pe scenă, am venit direct la emisiune. Un pic am și întârziat pentru că am avut un spectacol frumos la Solovăstru și iată că de pe scenă am fugit și la emisiune să fim și alături de dumneavoastră. Și bineînțeles că nu puteam să nu profit de prezența lor aici la noi în zonă, aici la noi la Reghin la Solovăstru și să nu vi dăruiesc și dumneavoastră, dragilor noștri telespectatori, în această seară. Numai bine am venit, bine dispus acolo, cu voie bună, cu cântece, cu da, lume foarte pozitivă, așa acolo la Solovăstru, niște oameni extraordinari. Ne-am primit frumos ca întotdeauna. Betty, tu ești așa oarecum, Cosmin e prieten mai vechi al emisiunii noastre, tu ești pentru prima dată și mă bucur că iată am ocazia să te prezint reghinenilor. Îți mulțumesc de invitație. Chiar multă voie. Să vin de fiecare dată cu drag. De multe ori, eu nu de foarte mult timp o cunosc, dragii mei, pe Elisabeta, noi zicem, o alintăm așa, îi zicem Betty, ea e Betty cea frumoasă, bineînțeles. Toată lumea zice așa. Mă uit așa la ea, e mică de statură, să știți, dar într-un om atât de mic încape un zâmbet atât de frumos și un talent atât de mare. Eu știu un pic mai rău. Într-un om atât de mic, unde e o gură așa mare? Bine, acum făceam o glumă, că tot mă întreba lumea că tu gișeruzi atât așa, păi să nu mă mai întrebe, le-am zis, când am fost mic, am picat cu gura în sapă și am fost cu gura mare. Draga mea, foarte bine că ai picat cu gura în sapă, pentru că ești, cum se zice la noi în popor, ești o faină și să rămâi tot așa, la fel de plină de viață, plină de voie bună și să le transmiți oamenilor mulți ani de aici înainte tot ce ai tu mai bun și mai frumos, Doamne, în sufletul ajută tău și în zâmbetul tău. Doamne ajută, și mă bucur că pot să dau mai departe zâmbetul și bucuria de care ești cuprins așa tot timpul și că pot să înveselesc lumea. Bineînțeles. Păi haideți, dragii mei, să ne înveselim un prim moment muzical al emisiunii Dar Rustic din această seară. Thank you.
Hai, câte virturi sunt pe drum la toate și napsul bună, bună și este destul, mă. Pă, unde m-aș duce acasă, tot îmi iesă virtul în față și gândești că mă agață. Câte virturi sunt pe drum la toate și napsul bună, bună și este destul, mă. M-aș duce acasă, tot îmi ia subiectul în față și gândești că mă agață. Intr-un bir să beau o bere și-nc-o bere, și-nc-o bere. Păi și-nc-o bere, și-nc-o bere, lume, uite casă și muiere. Intr-un bir să beau o bere și-nc-o bere, și-nc-o bere. Păi și-nc-o bere, și-nc-o bere, lume, uite casă și muiere. Să mă pornesc, măi ce fain pe drum horesc, mă. Mă știe ulița toată, de nici câinii nu mă latră și mi-ascultă horea toată. După ce mă șuminesc, către casă mă pornesc, măi ce fain pe drum horesc, mă. Mă știe ulița toată, de nici câinii nu mă latră și mi-ascultă horea toată. Pe drum lumea se rânjește, nevasta înnebunește. Gândești că-l vede pe dracu, lume, când îi vine bat bărbatul. Pe drum lumea se rânjește, muierea înnebunește. Gândești că-l vede pe dracu, lume, când îi vine bat bărbatul. Acasă blastă-mă și stă-n fereastă. Da, de-aia s-a supărat că acasă n-are bărbat. Dar și când vine, vine beat, mă. Nevasta-i mânioasă când ajunge grab acasă. Blastă-mă și stă-n fereastă. Da, de-aia s-a supărat că acasă n-are bărbat. Dar și când vine, vine beat, mă. Nu mai blăstă-ma muiere când am băut numai o bere. Și-nc-o bere, și-nc-o bere, lume, asta-i a mea plăcere. Și-o zis muierea, bărbate, vezi că așa nu se mai poate. De vii beat și mâine sară, lume, îi durni târnați afară. Vai, dragii mei, aș fi jucat, da? Ultimile versuri, așa că v-a plăcut. Femeilor, acolo să dormă bărbați afară, când vin beți acasă. Păternați. Cosmine... Tu l-ai mărit, acum nu știu, acum... uitam ce tânăr eram, odată ce ferească Dumnezeu. Numai astea mi-a zis, dragii mei, Cosmin, că ce tânăr a fost. Dar nici acum, acum ești mai tânăr, cu vreo câțiva anișori. Mulțumesc frumos. Ce să facem, Cosmin? În fiecare an întinerim cu câte un an și... Măi, eu am o vorbă, să fie ani câți vrea Dumnezeu, dar să fie sănătoși. Da, bineînțeles, asta e, să treacă cu sănătate. Și noi artiștii nu îmbătrânim niciodată. Noi o să rămânem întotdeauna tineri și frumos. Ce zici, Betty? Altfel nu știm să știm. Păi, bineînțeles, noi prin felul nostru de a fi, faptul că bucurăm sufletele oamenilor, rămânem și noi tineri. Asta am să zic, că nu numai noi, că îi ținem și pe cei din jurul nostru. Sau încercăm să-i ținem, da, la fel de vesel și de sănătoși ca noi. Cel puțin. Da, într-adevăr. Ai băgat bolunzală în oamenii de pe aici, de pe Valea Gurghiului. Cere lumea nebunie cântecul ăsta cu un cobere și în cobere. Le place, mai ales la bărbați. Asta le, când aude acolo că uite casă și muiere,
ai zis tot cu versurile astea. Cred că astea sunt cele mai dragi. Să știi, Maria, că atunci când un artist sau un interpret încearcă să-și pună gândurile și simțirile în versuri, cam așa iese. Eu așa cred și de asta am ales ca majoritatea și pot să spun ca 98% din versurile pe care le interpretez din repertoriul meu personal sunt scrise de mine. Ești vinovat. Sunt vinovat pentru ele și să știi că sunt foarte mulțumit de ce a ieșit. Foarte, foarte fain, adică vorbind așa pe românește și vorbind de ardelenește, uh-huh. Foarte fain. Într-adevăr, da. Versuri pe sufletul omului, adică... Cam asta ar trebui să facem noi interpreții de muzică și cei care facem muzică și care încercăm să transmitem emoția prin cântec. Să gândim, să scriem pe foaie ceea ce simțim. Și eu nu cred că dăm greș. Nu, eu zic că nu... Cum crezi tu, Cosmin Mocean, că ai reușit să ajungi la sufletul omului? Pentru că fiecare interpret are, să zic, ceva, da. Una tu, ceva aparte de a intra în sufletul omului. Să știi că de multe ori am fost întrebat de anumiți interpreți și anumiți artiști. Să știi că un artist complet nu este acel care știe să cânte, sau știe să picteze sau să sculpteze sau un artist. Da, într-adevăr. Da? Trebuie să și transmită ceea ce lucrează el. Indiferent că el sculptează, indiferent că pictează, indiferent că recită o poezie, indiferent că scrie versuri, indiferent că interpretează o melodie, el trebuie să transmită și trebuie să ajungă acolo. Atunci este un artist complet. Dacă știe să facă asta, eu cred că celelalte sunt mai puțin importante. Da. Într-adevăr, foarte frumos spus, Cosmin. Haideți, dragii mei, cu siguranță Cosmin a reușit să vă transmită ceea ce ne-a spus Adineauri. Un alt moment muzical tot cu Cosmin Mocean și de această dată, după care publicitate. E sate, am umblat, măi, laie, 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 la. Sat ca ăsta n-am aflat, măi, laie, 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 la. Te umpli de bucurie, la, laie, laie, la. Când vezi oameni de omenie, la, la, laie, la. Te umpli de bucurie, la, laie, laie, la. Când vezi oameni de omenie, la, la, la. Hai, măi, satule, măi, bătrânule, ai în inima ta copilăria mea. Ce mi drag mie mai mult, măi, laie, 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 la. Satul-n care am crescut, măi, laie, 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 la. Dealurile înverzite, la, laie, laie, la. Și grădinile înflorite, la, la, laie, la. Dealurile înverzite, la, laie, laie, la. Și grădinile înflorite, la, la, laie. Hai, măi, satule, măi, bătrânule, ai în inima ta copilăria mea. Pădurea cu păsărele, laie, 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 la. Noaptea șerul plin cu stele, laie, 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 la. Și fecile și nășele, la, laie, laie, la. De-a dragul să stăm cu ele, la, la, laie, la. Și fecile și nășele, la, laie, laie, la. De-a dragul să stăm cu ele, la, la, la. Hai, măi, satule, măi, bătrânule, ai în inima ta copilăria mea. Măi, satule, măi, bătrânule, ai în inima ta copilăria mea.
Am revenit din nou împreună cu dumneavoastră, dragii mei, și bineînțeles vrem să continuăm discuția cu oaspeții noștri dragi de la Cluj din această seară. De fapt, Betty, tu ești așa, fiică adoptivă a Clujului, da. Nu, nu ești de origine de acolo. Nu. Bineînțeles că eu cred că telespectatorii care cunosc cât de cât costumele și-o da seama că tu ești de pe altă vale. Da, de pe Valea Ilvelor, de la Pana Ilve, Bistrița Năsăud. Cred că v-ați dat seama după pânzăturile roși, că un pic așa ies din tipar. Nu m-a sortat mazasul vostru cu doamnele de acolo, că eram cea mai roșă din dreptate. La noi se poartă culorile vii și foarte fain. Roșu, portocaliu, chiar și albastru, sunt culori... Toate costumele populare sunt frumoase și mi-s dragi și le admir. Dar nu știu, astea voastre de Bistrița zici că au ceva, altceva. Da, fainoșag. De ce oare? Fainoșagul, da. Fainoșagul. Păi nu știu, acum eu că stând de mă îmbrac și mai colorat. Și încă nu ești, încă nu ești luată. Încă nu-s măritată, încă îmi permit. Și completez și cu coronița specifică drușcelor, domnișoarelor de onoare de pe vremuri. La noi aici, în zona Mureșului, se zice berchiță. Nu știu la voi cum se zice. Cu nuniței? Berchiță, da. O puneau fetele pe cap, chemătoriu. Deci nu, da, noi nu avea o denumire specifică. La mine, acolo, pe Valea Beicei, de unde eu m-am născut, se zicea berchiță. Acum, am zis că am până mă mărit, mai profit și o mai port și eu și părul. Și costuțele așa. Dar când e mărit? Famă când așa. Când a dat Dumnezeu. Păi la rândul lor, nu știm noi. Când a rânduit cel de sus și când a... De asta să uscă florile în cap. Da, de nu sortea rusca. Să sperăm că o să vină alesul, că... Știi cum se zice? Așa îmi zice și mie lumea, că și ea tău e pus deoparte. Știi cum completa bună, așa acoperit cu brusture. Apoi acoperit, nu știu cu ce. O învidia care e norocul. Da, bineînțeles. Așa-i. Ce să facem? Fiecare cu destinul până la urmă, vorba aceea. Nu se întâmplă în viață, mai ales momentele astea, măritișul astea când vrem noi. Când dă Doamne. Așa-i, așa-i. Cosmin, cred că și tu așa te-ai trezut de pe azi pe mâine însurat, nu? Sau cum? Când îți cășună. Când îți cășună, no, asta e mai fain. Dragii mei, haideți că ne luăm cu poveștile și musai să mai și cântăm. Haideți să urmărim un alt moment muzical. Cel tânăr de-aș mai fi, fain în viață aș trăi, mă, colind în pădurile și țucând mândruțele, mă. Ficior tânăr de-aș mai fi, fain în viață aș trăi, mă, colind în pădurile și țucând mândruțele, mă. Ai, ai, tinereța mea s-a dus, bătrâneța m-a ajuns. Hai, hai, nici de șudă nu mă las de paharul de jinars, mă. Faină e omul tinereță, ca mireasa la o speță, ca nânașul după masă și s-o cășița-ntră vasă. Faină e omul tinereță, ca mireasa la o speță, ca nânașul după masă și s-o cășița-ntră vasă. Hai, hai, tinereța mea s-a dus, bătrâneța m-a ajuns. Hai, hai, nici de șudă nu mă las de paharul de jinars, mă. Omul tânăr nu gândește, lucră până să spetește. După ce-i trece vremea, nu mai poate cum putea, mă. Omul tânăr nu gândește, lucră până să spetește.
după ce trece vremea, nu mai poate cum putea, mă. Hai, hai, tinereța mea s-a dus, bătrâneța m-a ajuns. Hai, hai, nici de ciudă nu mă las, e paharul de jin ars, mă. Atâta vreau să-mi ajute Dumnezeu, mă, și să-mi deie sănătate de doctor să nu am parte. Eu numai atâta vreau să-mi ajute Dumnezeu, mă, și să-mi deie sănătate de doctor să nu am parte. Hai, hai, tinereța mea s-a dus, bătrâneța m-a ajuns. Hai, hai, nici de ciudă nu mă las, e paharul de jin ars, mă. Hai, hai, tinereța mea s-a dus, bătrâneța m-a ajuns. Hai, hai, nici de ciudă nu mă las, e paharul de jin ars, mă. Asta cred că le-a plăcut mai mult la bărbață aia, cu fișor tineri de armeșii, așa-i? Da, și la bărbață l-a dat tinereț, așa ca mine. E, ce, ești la prima? Nu mai zice de alea, dar ești la prima de mult, la prima ai rămas, nu mai... Nu mai zice acum, pe la 20 de ani, nu ești la prima tinereț. Mă apropiu de 40. Așa cu pași repezi. Nu ne mai uităm în buletin. Important e unde ne-a rămas mintea și sufletul. Câteodată e chiar bine să ne uităm în buletin. Da, așa, așa îmi zice cineva și chiar e foarte haios, zice că bunicul să te plânge la nepot. Mă, dragul moș, nu știu, ce mă dor, zice, nu știu, oare de ce, mă, aici mă dore, picioarele mă dor, spatele mă dor, capul mă dore. Apoi zice bunicul, dar mă, uite-te și tu la CNP, am o zis. Știi? Așa că azi mă ajunge și noi să ne mai uităm la CNP. Da, apropo de treaba asta, zice că doi bătrâni stăteau pe trotuar și vreau să treacă strada și zice, băi, vii pariu că eu trec drumul ăsta în 20 de minute. No, de ce, dragule, zice, dar nu e rachetă. Nu, să nu-l pornim, dragii mei, pe Cosmin cu bancuri, că nu, nu ne apucă dimineața aici, dar în orice caz ar fi o noapte de pomină, să facem o noapte în direct, numai bancuri. Da, ar fi bine să fie noaptea. Păi eu ce zic noaptea? Să dormă copiii, ca să n-audă tătie proste. Bine acum alea cu bulină prea mare roșie, nu putem, nu că le-am. Totuși CNA-ul e pe noi și... Mai bine, cum a zis cineva, mai nu, bine dar... bem banii de amenzi. Am putea să organizăm chiar cu selecție. Este material. Este și noi, dar Reghin, am avut în grila de programe chiar și o emisiune cu, pe această temă, cu bancuri. Și s-au dat premii și am avut câștigători. Ce drăguț! Ei, nu se știe. Facem o... Asta noroc că nu a concurat domnul ăsta. Îi facem domnului director o propunere și uite, mai ai un drum de Reghin. Hai că și Betty știe glume, dragii mei, și bancuri. Și geocete, cum zice ea, și mai de-astea mai serioase și... Știe, Maria, că peste tot ne mere în căste emisiuni, că spectacole la final se lasă cu bancuri și cu voie bună. Păi, unde ne adunăm noi, numai așa poate să fie, nu? Așa e fain. Betty, trebuie să cântăm, să audă cântăm. Reghinienii noștri cum e aia cu zic veșinile în gărduț, Reghinienii, și da, nu a ascultat-o, de ce nu s-a măritat așa? Păi vorbim în partea a treia a emisiunii. La 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 la, mopețu țară de sară, la 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 la, dar n-am vrut să ies afară, la 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 la. Că din tăți care au venit, unul nu mi-a trebuit.
dorile, la 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 la, râzăm în gardurile, la 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 la, ironim bilba mare, la 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 la, harnicui dar școală n-are, la 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 la, cu el n-am ce povesti, la 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 la, nu știi scrie nici șeti, la 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 la. Bunea-n târgloșe lui, că nu știe socoti. Că-mi place păhărâțul, la 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 la, Ionică din Poiană, la 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 la, îi-a avut de-a nu-i ghesamă, la 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 la, ar vrea să mai fișorească, la 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 la, fetele să le iubească, la 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 la. Eu mai duș așa un an, arămâne e haram. La 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 la, sară în sura niesta an, la 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 la, dar ne-i place a juca, la 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 la, numai cu oile asta, la 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 la, Ilie din Ilva mică, la 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 la, joacă de colburi rănică, la 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 la, dar e așa de frumușă, la 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 la, e fufetile de ele, la 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 la. Nu-i atâta de slut, dar vremea eu că-mi trecut. Cu așa fișor de treabă, la 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 la, nu m-ai mărita de grabă, la 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 la, că bătăță îi adun, la 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 la, abge fac de unul bun, la 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 la, dar decât să pot năframă, la 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 la, și să dau la bărbat seamă, la 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 la, mai bine fără inele, la 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 la, și-n cosuță cu petele, hop hop și-așa măi. Noi intrăm, dragii mei, în a treia parte a emisiunii, bineînțeles, râzând, zâmbind, pentru că noi aici ne-am bine dispus. O început Cosmin cu bancurile și apoi ăsta e, știți cum se zice la țară, ca o moră stricată. Mare într-una, da. Și de șocanii. Da, no, bine, no. Într-adevăr, cred că și dumneavoastră vi drag, mai ales și de Cosmin, că e așa plin de viață, om, de umor. Pamu, când trebuie să fii serios, eu cred că ești și serios. Știi să fii și serios. Ne-a dat bunul Dumnezeu harul ăsta. S-a dat bunul Dumnezeu har. S-a dat bunul Dumnezeu foarte multe haruri. Știi să faci versuri, să cânți, să zici bancuri. Femeile fericite. A, bine, mă, aia, nu știu cum e cu fericirile. Și de mâncare. Și bucătar, aia e de mino. La bucătării trebuie să-l testăm, dragii mei. Bine, dar... bine, cartofi prăjiți, ochiul și de astea. No, mă, astea și copiii mici le fac deja. Dar mai are un dar și un har. Stărostăși, dragă, e acolo la nunț, el e primul cu glaja în mână, cu colacul, cu nu știu cum îți nunțule în zona Clujului. Păi eu cred că... Cum mere starostile acolo? La noi, pe Valea Gurghiului, de exemplu, mere cu colac de la mare, împănat frumos, cu bănuței, cu rujă, cu glaja. Deci să știi că... De jinar sunt mijlocul colacului, nu știu mie mi-ar plăcea să fie nunțile la fel ca și mai de mult. Da. Starostele să fie însemnat cu glajă cât mai mare... plină jinar cu jinar. Jinarul mai bun. Înstruțată, cu... Chingheu pus pe el, așa era cu colac, deci, așa era chingheu, și mai de mult la noi în partea de câmpia Transilvaniei. Dar bineînțeles acum cu orașul ăsta și modernismul ne mai domnim, ne pare bine că încă starostele mai are de lucru. E mai mult un organizator, da, al nunții. Practic, mai nu are și alte sarcini, alte... Exact, e un fel de... Bine, am zis, un organizator al nunții și omul de nădejde al mirilor. Da, da, da.
Beti, atâta de faine nunțile acolo la voi în zona Bistriței, chiar și sâmbăta trecută am fost, bine, în partea asta la Altătelciu, zona asta Năsăudului, dar tare fain, am văzut căruțile alea împodobgite și fete pe cai, călărind, deci, dragii mei, ce am văzut sâmbătă la nuntă, am mai văzut eu o nunț faină în zona Bistriței, dar încă fete călărind, n-am văzut, da. Nici foarte, eu. Foarte frumos. De obicei, la noi cel puțin pe Ilve, ficiorii sunt călăreți, da. Și ficior colăcar cu steagul, stiegari și așa mai departe și se mai păstrează, dăm voie, dacă ai amintit de nunțele de la noi, se mai păstrează un obicei cu care domnul starostie m-a ajutat să vin și către Cluj. Obicei strigăturii la găină, strigării, da, dansul găinii. Atâta, am vrut să zic că nu gătam emisiunea asta până nu zicem și nu știu dacă o să ne permită timpul, dar acolo o jumătate de minut tot o să ne strige Beti ceva la găină. Dragii mei, are o gură care vreți să aveți la nuntă o găină dus așa românește și original și autentic, aici ai Beti, e înzestrată de la Dumnezeu cu harul ăsta. Cântăm, dragii mei, nu ne-am luat aici cu poveștile, știți cum e, numai un cântec și o publicitate ne oprește pe noi din povești. Un moment muzical, dragii mei, cele ce urmează. Într-un trai mai bun umblă lumea largă și lucră nebun. Să gheze să scurge din viața lui, n-ajunge să facă vârf pământului. Reștepți omule viața ceas cu ceas, nu ține seamă de nimeni. Din drumul tău nu te-ntorce niciun pas și îi duci-o bine. Faci-n viață, dar e greutăți și-ți auzi din nume numai răutăți. Uită-te înainte și să te gândești că drumul în viață tu ți-l pietruiești. Reștepți omule viața ceas cu ceas, nu ține seamă de nimeni. Din drumul tău nu te-ntorce niciun pas și-i duci-o bine. Asta și vine și rău, bucuros într-una de câștigul tău. Averile tăteie nu ți-or fi de ajuns, nu găsești cu banii inimii răspuns. Reștepți omule viața ceas cu ceas, nu ține seamă de nimeni. Din drumul tău nu te-ntorce niciun pas și îi duci-o bine. Tinereța strece ca luna prin nor, bătrâneța vine, te umple de dor. Inima îți bate cu păreri de rău, că nu ți-ai dus traiul după placul tău. Reștepți omule viața ceas cu ceas, nu ține seamă de nimeni. Din drumul tău nu te-ntorce niciun pas și îi duci-o bine. Reștepți omule viața ceas cu ceas, nu ține seamă de nimeni. Din drumul tău nu te-ntorce niciun pas și îi duci-o bine. Tare fain duetul. Ne mulțumim. Da. Trăiește-ți omule viața, fain. Ceas cu ceas. Într-adevăr, așa ar trebui să ne trăim viața, ceas cu ceas, dar să ne trăim frumos.
Da, când am postat... Cântând și jucând și cu voie bună. Când am postat cântecul pe rețelele de socializare, chiar scriam acolo un citat că nu contează anii din viața noastră, ci viața din anii ai noștri. Da, într-adevăr. După principiu trăiește clipa, nu lăsa anii să se scurgă, fă ceva frumos cu ei. Să într-adevăr, foarte mult. Amintiri măcar. Amintiri. Păi cu astea rămânem, Beti, dragă, cu amintirile frumoase alături de oamenii dragi sufletului nostru și asta să încercăm pe parcursul vieții, cât o fi, mai lungă, mai scurtă, să facem lucruri cât mai bune și mai frumoase. Ai perfectă dreptate, doar cu asta rămânem. Averile nu le putem duce cu doar amintirile. Și spunea un prieten de-a meu ca și o glumă, ce domne, ferdi un Alzheimer. Acum, ce să facem? Că sunt nici cu alea, nu mai la unii, la unii care au făcut mai multe de-alea bocăni în viață, e bun câte un Alzheimer, ca bătrânieță. Ce să zicem, mai râdem și noi și glumim, ne descrețăm frunțele, dragii mei, dar asta nu putem ști niciunul cum e bătrâneța. Așa, cât suntem mari și tari, tineri și în putere și frumoși și voioși, să fim așa cum trebuie. Final de emisiune, dragii mei. Îmi pare rău că trece atât de repede tare timpul aici la noi, tare iute, tare repede, dar important e că o trecut frumos, important e că vezi mai reveni la noi la Reghin, pentru că atât de multe lucruri rămas nespuse. Cosmin nu a vorbit în seara asta numai un sfert din cât ar fi trebuit el să vorbească. În direct. Că în direct, am în afară, dragii mei, tu l-ai, numai domne. Că pun nimeni de grăbui. Numai că acum aici, în direct, totuși, deci, o zis că e și serios, deci, o dovedit și seriozitatea și talentul în această seară. Ultimul cântec din această emisiune este un cântec patriotic. Și Cosmin Mocean și Elisabeta Guzu și eu, Maria Neagă, am înființat nu de mult un grup Ardelenii și în cele ce urmează o să vedeți unul dintre cântecele noastre patriotice. Vreau să vă spun că tot Cosmin este vinovat de acest cântec. Bineînțeles, în colaborare cu Andrei Romanică, pentru că noi în grupul Ardelenii suntem mai mulți, suntem număr de 7. Este și Costel Popa în grupul Ardelenii, Andrei Romanică, Dorina Oprea, Livia Harpa, noi cei trei de aici din această seară, cei trei care au spart vestul, cum se zice. Și ne bucurăm cu acest lucru și... Da, mai zici și tu câteva despre proiectul Ardelenii. Păi, tocmai vreau să le explic telespectatorilor de ce n-am povestit eu atâta. În emisiune cu Maria Neag n-am șanse. Deci e singura care mă bate. Maria Neag întotdeauna mă taie la povești. Proiect Ardelenii. Ne bucurăm noi, eu cel puțin, mă bucur să fac parte și eu, de la el. Meu, mă bucur. A fost înființat la ideea colegului nostru Andrei Romanică. Un om de mare valoare și bineînțeles am pus cărămidă cu cărămidă, el a făcut invitațiile și ne-a unit și uite că au ieșit două cântece frumoase, patriotice, care eu cred că sunt valori, nu-s doar cântece. Bineînțeles, eu asta am în gând, că nu o să ne oprim aici la aceste două cântece și datorită faptului că au ieșit așa cântece frumoase, merită să mai încercăm și altele. Bineînțeles, dragii mei, continuăm proiectul Ardelenii, nu se oprește aici, vom reveni telespectatorilor cu surprize frumoase. Mulțumesc, dragii mei, vă mulțumesc, deja din regie mi se spune câte secunde, numai secunde mai avem din emisiune. Vă mulțumesc tare mult. Și noi îți mulțumim. Să ne revedem sănătoși. Și mă bucur tare mult că au fost în această seară alături de mine Cosmin Mocean și Elisabeta Guzu, dragii mei. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă că ați fost și în această seară alături de emisiunea Dar Rustic. Dragii mei, Măi Ardeal Inima Țării, un cântec frumos pentru dumneavoastră, pentru toți românii, pentru toți ardelenii. Doamne ajută tuturor și numai bine!
și târnavă, voi umblați în lumea întreagă. Spuneți voi dacă ați văzut frați români de unde ați trecut, care prin curajul lor nu ne-au dat străinilor și-or lupta până la moarte pentru a noastră libertate. Pe acest pământ românii au trăit, pe acest pământ românii au murit, pe acest pământ azi români trăiesc, pe acest pământ ardealui românesc. Azi români trăiesc pe acest pământ ardealui românesc. Azi români trăiesc pe acest pământ ardealui românesc. Pe acest pământ românii au trăit, pe acest pământ românii au murit, pe acest pământ azi români trăiesc, pe acest pământ ardealui românesc. Pe acest pământ